lăsați-l pe comuniști, după care lămurim de ce n-aveți capacitatea. Stați de dragul așa. De a-și da cu părerea și de a vorbi cât mai mult acolo. Deci nu contează că a cules 1% informație despre ceva, omul vine și își dă cu părerea. Asta e părerea mea. Vine cu asta, asta e părerea mea. Ei, după jumătate de oră, o oră, o zi, două, trei, vezi de fapt că nu este așa, cum ai spus tu anterior, și vii acum și spui, da, Maria de fapt e așa, okay. Dar stai că este și așa. Dacă eu spun lucruri negative despre Maria, trebuie să merg pe aceeași linie. Nu! Dacă o persoană face un lucru ok sau e capabil de ceva, nu poți să... Dar măcar vino, măcar vino. Păi judecă situația, nu persoana atunci. Poftim? Judecă situația, nu persoana. Exact, ce auzi, Cazi, de ce spune despre colegii tăi că n-au capacitatea să înțeleagă? Domnișoară Cristina, eu am vrut să explic ceva. Ei au luat-o în sensul lor, să zic așa. Că, no, domnule, am atacat-o și acum îi dau calde. Păi nu, păi da, domnișoară Cristina, dar cum se face că... Asta am vrut să facă. Cazi vorbește, este singurul care înțelege și noi restul nu înțelegem nimic din ce vorbește el. Dar tot el are dreptate pentru că el e singurul care înțelege. Ia, Alex. Înțeles, domnișoară Cristina, ce am vrut să zic. El în momentul de față... Ca să faci teatru, trebuie să fii... A, bine, Alexandru Altom, care te înțelege singur. Nu, că nu iau părerea, stai liniștit, că vorbesc pentru ei, nu vorbesc pentru Roze sau pentru tine. Părerea, ia subiectul. Domnișoara Cristina, vă demonstrez încă o dată de ce are mai multe fețe comănici. A spus aici, asta a spus aici pe conexiune când eram acolo, când eram cu Rose, a spus fix așa. Dacă îl sărut pe Marinescu, te votez la protejați. După s-a întâmplat un sărut între mine și nu mai știu ce domnișoară și vine la mine și îmi spune, da, vine la mine și îmi spune că așa, Marinescu, du-te la Maria că a început să plângă. Adică ai făcut exact ce face și Alexandra, același lucru. Vezi că el a venit prin care. E același lucru pe care l-ai făcut și să vă spun clar. Ai vrut inițial. Nu, lasă-mă. Nu, păi nu că inițial. Nu, că ai vrut să te bucuri de suferința Mariei. Copiază în primul rând. Și doi, ai vrut să te bucuri de suferința Mariei, să zic așa, când vedea că mă sărut cu altă femeie, ca apoi tu te duci acolo să zici, mamă, ce rău îmi pare că suferă femeia asta după Marinescu. Nu, au fost două lucruri care se puteau întâmpla. Ori pe Maria o durea în cot și practic ajutam și eu la chestia asta, adică să văd dacă e pe bune, dacă ea chiar suferă, dacă chiar o doare, sau mai era și chestia ca Maria să plângă și să sufere. Când am văzut că s-a ajuns la suferință, și nu din cauza mea, din cauza ta, în primul rând, am venit la tine, ți-am deschis ușa și ți-am spus, du-te și vorbește cu Maria că suferă și plânge. Ai înțeles? Da, spune și auzi, ți-am două fete. Ia la cuți pe comuniști că se bucură de suferința Mariei, când tu... Prin tine s-a ajuns la asta. De ce ai făcut acțiunile acestea? Astăzi, înainte de gală, vezi că mi-ai promis că îmi faci un intro. Dacă vrei să vorbesc cu tine, fă-mi un intro, te rog. Uite, de ce nu răspunzi din ăla? Păi să-mi fac o rimă, domnișoara Cristina. Păi, dar tu vorbești, de ce nu răspunzi? Păi eu vorbesc cu tu la vreau eu. Că se bucură de suferință. Ei, când prin tine, tu, prin acțiunile tale s-a ajuns. Ai zis, de ce vorbim? Păi stai puțin. Auzi, Alexandra, tu de ce credeai și afirmai că Marinescu este îndrăgostit până peste urechi de Andreea? Îi place foarte mult de Andreea. Lui Marinescu îi place foarte mult de Andreea, doar că nu vrea să arate aceste lucruri. Pentru că dacă nu-i plăcea de ea, după ce Andreea l-a pupat, nu mai căuta și al doilea pupic și era indiferent. Dar el a spus că nu, eu nu te pup. Eu nu te pup. Și făcea ca o găină pe acolo. Andreea. Ciuculeai. Voiai să-i ciuculești buzele. Marinescu, de când a intrat... Deșoara Cristina, într-adevăr, este o fată frumoasă. Dar poate este genul de persoană, domnișoara Cristina, sincer să vă spun, cu care dar nu m-aș vedea într-un cuplu. Eu caut un cuplu. Păi că este domnișoara Cristina, este mai vulgară, nu este un lucru rău, îl apreciez, Andrei, dar nu mi se vulgară? Pare că aș putea ce să am ceva, nu mi se pare că n-aș putea să am ceva serios păi cu tine dacă ar fi. Deci o să fii dezamăgit cu Marvin, de asta nu vrea să fie cu ea. Poftim? Vestimentație. Nu știu, și vestimentația și un... Păi dacă am ce să mai arăt, capat, cu ce un tatuaj, să și tu cum dansezi, eu caut o femeie, uite, mi-a plăcut de păi Maria că... Păi sunt animatoare, mă, ce-i vrea, dansez cum... Păi nu, dar aici măcar, știi că sunt... Suntem mai serioși noi aici, în club. De ce ai trebuit să... Auzi? Da, trebuie să fii sincer, să te comporți cu simț. Hai, ridică-te, măi, Andreea, că vreau să te văd, ia. Ce vezi, măi, tu, vulgar, ia? Vrei să vin lângă tine? Dacă se intimidează, se intimidează. Îți va schimba la ochi Marinescu când a văzut că se apropie Andreea de el. E cam fug ochii în jos, așa, e grav. E vulgar și vă zic de ce. În momentul în care nu merge, merge un pic așa. Cum mergeam noi tot atunci. Așa-i mersul ei! Păi nu merge în spate, așa. Cum merg în spate? E genul de persoană care își faci poate din alea pe o chiuvetă, așa? Auzi,
Marinescu, știi, zic ca la aceea populară. Îmi pare rău, dar nu o să ai niciodată o femeie ca mine. Îi spune că oh. Așa pare. Corect, așa pare, dar acțiunile de aici din casă demonstrează altceva. Nu ați auzit altceva, domnișoara Cristina? Zi. Păi un dans, mi-a băgat fesierul în față, după aia venit, m-a pupat, după aia s-a folosit de Alexandra. Piciorul sau fesierul? S-a folosit de Alexandra, Andreea? Da. Ai zis că s-a folosit de mine? De fapt, bravo, Andreea, prima femeie care s-a folosit de mine. Cred că Andreea este genul de persoană care ar putea fi pe placul lui Marinescu, iar eu nu sunt genul de persoană care sunt pe placul lui Marinescu. Care ar putea, bravo, a vorbit adevăr. Deci, practic, el nu este sincer din punctul tău de vedere. Nu. Practic, mi-a dat aparat. El poate a încercat, nu pot să zic că hai, auzi, nu Marinescu? Mă place. Pur și simplu, na, cred că fiecare persoană trebuie să stea lângă oamenii care sunt asemănători lor. Noi, eu și Marinescu, suntem niște persoane foarte diferite. Ești curioasă? Da, sunt îndrăgostită din prima zi de tine, dar tu te prinzi prea greu. Am văzut, domnișoara Cristina, a venit Maria, am stat într-un cadru mai restrâns acolo. Și a venit după aia și Andreea. Și când eram cu Maria, Andreea nu s-a putut abține, domnișoara Cristina, și tot își căuta așa interacțiuni cu mine, cu priviri, cu... Mai repet o dată. Andreea, este Marinescu un bărbat atrăgător? Pentru mine, nu. Domnișoara Cristina, da, consider că atât Mariana cât și aia le e ciudă că și-au format un cuplu. Acum, cum mă văd... Pare rău, ăsta e adevărul. Asta consider eu. Viața mea pentru tine? Ia, du-te spre el, ia. Nu, domnișoara Cristina. Hai, mai facem un dans? Ia și pe aia, o și pe Andreea. Nu, domnișoara Cristina. Nu. Dacă e pe minte. Eu zic să stea față în față cu toate, să vadă cu care simte conexiunea cel mai tare. No. Ia du-te în fața lor. Toate trei, una lângă cealaltă. Face tensiune, comănișoană. O să de respirație. Faci tensiune. Dacă-ți miroase curaj. Auzi, Marinescu, ia spune-mi și mie așa. Aici? De ce n-ar fi potrivită? Dați-mi o mentosană, băiatul. Maria mea și de ce n-ar fi potrivită? Andrei. Ce Maria mentosană? Ia. Sincer? N-au nimic, Andrada vorbește și vreo ori. O părere sinceră, domnișoara Cristina? Liniște, vă rog, liniște! Eu știu cum zic sincer ceea ce simt sau dau în Caterinca, normal, ca să știu. Normal, sincer! Ah, sincer, ok. Păi aia, domnișoara Cristina, bă, consider că încă nu este suficient de dezvoltată cât să fie lângă mine. Matură! Matură, da, matură. Mariana e prea dezvoltată pentru tine? Matură, asta consider eu, asta e părerea mea. Dar e o fată care arată bine. Mariana... Prea dezvoltată. E prea jucăușă, așa, dar nu în sensul ăla bun. Și manevrează totul doar să-și obțină ea propriile scopuri. Și niciodată nu cred că aș putea să am încredere în Mariana. Dar merge așa să... Mă joc și eu cu ea. Să dansezi. Să dansezi, da. Bine, s-a și jucat. Și cu ea la fel, da. Și Andreea? Ce Andreea? Andreea. Prefer să nu știu, să mă mânghi pe cioc, că tot m-am ras acum și să mă uit la ea. Ia, hai să aflăm de la Maria, pentru că este cea mai în măsură, să ne mărturisească. Ce te-a împiedicat să rămâi într-un cuplu cu el? Doamna Cristina. V-am mai spus, au făcut prea multe ca să revenim iar la ce am fost. Un exemplu a fost pupicul. Mă rog, ai spus nu neapărat, da, dar îl notăm ca fiind... Da, ceea ce vorbea, acțiunile, da, lui... Domnișoara Cristina, oarecum ar trebui discutat altfel situația și vă spun și de ce. Pupicul acela a fost după ce eu m-am despărțit de tine, Maria. Eu zic că ar trebui să răspunzi... Eu ți-am zis ceva? Păi nu, dar tu ar trebui să răspunzi la... să spui niște lucruri de când eram eu cu tine într-un cuplu, când eram cu tine împreună. Că atunci probabil că păi am greșit asta, ție. La început. Dar din moment ce nu mai eram într-un cuplu cu tine, nu mai aveam nicio obligație față de tine. Doamna Cristina, am zis asta la început când m-ați întrebat. Am spus că nu ne potrivim ca caractere. Ca și caractere. La caractere, da. Dar până la urmă, cine de cine s-a despărțit? Că noi nici nu știm. Marinescu de cine sau tu de el? Marinescu de mine. El. Interesant. Și acum cine cu cine nu mai vrea să se împace? Nu vrem niciunul, nici altul. Da, știu că îl vrei pe Comăniș, dar nu pentru tine, îl vrei pentru sora ta, că na.
M-am umuiat toată, nu mai pot. Dar ție nu ți este rușine un pic de tine? M-am uitat în oglindă și mi-am pus niște întrebări, dar nu sunt sigur încă de ele. Apar la televizor, te duci, dansezi, dai din... Materiale, hey, fata mea, materiale. Ia uite, Seia, îi dă dreptate. Băi, dar eu zic să vă cunoașteți voi doi. Seia, ne cunoaște, stai niștit. Am înțeles că s-au și pupat. Poftim? Da, e adevărat. V-ați pupat la baie? Niciodată, pe nimic. Pe nimic. La nimic. Îți iau și femeia. La nimic. Îți iau și femeia. Ați luat o cameră de hotel împreună? Da, am luat o cameră de hotel. Toți patru. O să-ți aduc aminte doar un lucru. În telefonul meu există un video. Da, a doua seară ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? La fel. Nu-ți mai plac materialele, mă! Nu te ia-ți ușor. Ce-am făcut eu azi? Ai făcut tu toată săptămâna. Poate să-mi aducă un sac de bal lângă mine. Niciodată nu o să fac treaba asta. Păi și tu când ai apucat-o pe Andreea, femeia de care mi-a plăcut. Cu fosta tovarășul meu. Îți mai zic o dată, ai grijă ce vorbești. Crede, n-are încredere în mine absolut deloc, crede că mint cu absolut orice. Pentru că asta ai nou, făcut. Mai nou îi scrie mamei mele, efectiv, că vă rog frumos, doamnă, sau nu știu ce, vă rog frumos, doamnă, să n-aveți încredere în fiul dumneavoastră, pentru că fiul dumneavoastră... Vezi că e... Nu-l mai multă, mă, vezi că e... Te rog, nu-l mai nu, doamna nimic. Cristina, dar nu poate să-și permită... Nu te enerva! Tu faci materiale, mă, și pe maică ta? Cum să fac? Păi cum să faci? Este adevărul. Dar cum să vorbești atât de prost? Nu este adevărul. Și am mesajele în telefon. Ok, bine. Păi atâta timp cât nu știi despre ce e vorba, nu deschide gura. Păi deschide tu gura mai întâi bine. N-am de ce să o deschid. Deschide tu gura bine. Nu am de ce să o deschid. Înțelegi? Și după s-ar putea să nu mai zic anumite lucruri, chiar dacă sunt reale. Ca idee. Despre cum ar fi mesaje vorbești, Maria? Ce s-a întâmplat? Spune-mi și mie, te rog. Nu, el a afirmat acum că am scris mamei lui că fiul dumneavoastră este fals? Asta ai încercat să zici. Minte. Și lucrul ăsta nu este adevărat. Păi și de ce ar fi spus lucrul acesta dacă nu este real? Doamna Cristina, nu vreau să dezvolt subiectul dat. Mama lui știe foarte bine ce am vorbit cu ea și nu vreau să mă justific absolut deloc pentru că nu e cazul. Dar tu cu mama lui te înțelegi bine, să înțeleg. Da, da. Se înțelege bine cu amândoi. Mm-hmm. O plac foarte mult, ăsta e adevărul. De multe ori m-au împins, nu știu, în momentul în care efectiv aș fi vrut și eu să renunț la Maria, ei m-au, de fiecare dată au fost în spatele meu și m-au împins. Te-ai simțit constrâns? Au fost... Nici de cum, nu m-am simțit constrâns de nimic. Eu sunt stăpân pe propriile decizii, pe ceea ce spun ei pot să iau ca un sfat. Haideți să vedem un material ce a avut Comănici de împărțit cu Codruț în această săptămână. Aoleu! Mă gândeam că a rămas supărat de ieri. Doamne, ferește să faci rău, Codruț! Uite, Andreea te așteaptă! A zis că s-ar putea să te invite și în camera roșie. De Doamne, ferește! Nu vreau. N-am pe ce să mă supăr, ți-am spus vrăjelele astea, le-am mai mușcat odată. Ce vrăjel, mă? De fapt, de două ori astea, cum place, nu-mi place. Dar n-am făcut nicio vrăjeală cu faptul că îmi place. Cu I love you, cu nu I love you, ce face Andreea? Ai văzut? Oh, bună, Codruț! Bună! Ai văzut? N-am făcut nicio vrăjeală că îmi place de băiatul nou. Hai, du-te în camera roșie cu el. Să mă duc în camera de ce? Aolo, dar prea gelos ești! Prea gelos! Bă, dar ieși afară, bă, că m-ai disperat! Vrei să nu mai vorbești deloc? Vrei să te... Să nu mai vorbești deloc? Acolo și taci în gură de fraier care ești. Bă, a venit Alex, l-a luat în camera roșie. A venit Romeo, l-a luat în camera roșie. A venit băiatul. Bă, dai treaba ta, ieși afară, bă, să-ți convine. Bă, să-ți convine. Bă, tine cine te ia în camera roșie? Moartea ține. Ce relații, ce iubire. Știe popa că omul e dezgrăpat, știe. Vini femeia afară de aici. Le cu Codruța acasă, gata, nu mai întrebi nimic. Bă, tu vrei să... Îmi place, dar ții... Bă, tu te bagi într-una, ieși afară de aici. Vorbește frumos. De sclav, vorbește într-una. Nu poți, marș afară. Bă, marș afară dacă stric materialul. Îmi place să vezi, ieși afară. Stric materialul. Bă, dar tu crezi că suntem proști aici? Crezi că nu ești vorbit cu ea? Nu știi toată lumea că ești vorbit cu ea? A dat la 17 grade, fratele meu. Lepră, ai zis că n-ai nevoie de Alexandra. Pentru că de ce mă înțelegi? Comentezi într-una. Bă, Giu, tu aici mă înjură de 5 minute. Da, să te înjure, mă, că meriți. Bă, da, să meriți.
Familia Bacoșcă, Bică și Popa. Merici, bă, merici să fii înfrat. Merici să fii înfrat. Bă, dar băgat în seamă, primul. M-am băgat eu în seamă și măcar nu ți-am zis nimic. Nu prima dată când faci așa. Nu ți-am zis nimic. Prima dată când faci așa la masă. A doua, a treia oară, a patra. Direct. Eram la masă, n-am zis nimic. Păi poți să ieși afară. Aș paru că tu nu mai stai pe conexiunea aia cât stau eu aici, dacă vreau. Băi, vreau să mă nu mai stai să mă comentez într-un vreau să-mi arăți treaba. Poate să vină toți în staff să-mi zică să mă oprești și nu mă opresc. Dar vreau să văd treaba asta. Vreau să văd, vreau să văd. Și pe mine mă deranjează mult și nu suport nicio, poate când ești tu acolo și tu stau. Eu nu, vicile fii atent. Eu tacă nu-i treaba mea, înțelegi? Nu, tu taci, tu taci, tu taci. Te duci la bărbatul ăsta, vezi că face nu știu ce la mine. Mariana își bate joc de tine, la Romeo. Bă, dacă îți place să fii lângă mă! Nu spune că tu taci. Doamne, ceara, Cristina. Am fost deranjat, pentru că nu e prima intervenție a lui Comănici când mă vede pe mine și pe Alexandra pe conexiune. S-a mai întâmplat de vreo câteva ori, nu i-am zis nimic, i-am vorbit frumos, i-am spus că mă deranjează. În dimineața aceea, iar nu știu ce vorbeam eu cu Alexandra, el a intervenit într-un aia, bă, lăsați-mă cu materialele, faceți materiale fake, eu nu-l înțeleg. I-am zis odată, doar, bă, oprește-te, nu vrea. Și am avut vocabularul pe care l-am avut. Iar Comunici mă acuză pe mine de... Nu mi-e rușine față de el, față de persoanele de acasă, mi-e rușine, dar pentru el nu. Iar el mă acuză pe mine de materiale, că fac materiale de acasă, când el cu Mariana a făcut... ei doi știau că o să facă relație, că am vorbit cu Rareș. Rareș a sunat-o pe Mădălina și Mădălina i-a spus, păi cum, că ei știa din seară. Dar mi se pare că nu. Și? Ia înainte cu o seară, ei știa că o să facă relație în emisiune. Așa, și pe eu înainte să intru la filmări. Păi ați făcut material de acasă, înseamnă ca știut. Eu înainte să intru la filmări în acea dimineață, am fost la dentist și am vorbit cu Mădălina. Nu veniți de materiale și că îmi fac planurile de acasă când voi face la fel. Dar nu, toată a fost filmată în primul sau în al doilea episod. Noi suntem proști, mă. Nu, ascultă-mă, cu zi înainte, am vorbit eu cu Comănici aici. Ei, nu vă mai jigniți. Asta ne-ai făcut pe noi toți. Nu, m-ai întrebat, credeți că suntem proști? Termină, am zis, eu da, eu cred. Bun. Mariana, ce da, mai da, domnișoara Cristina, în material atunci, dacă Alexandra nu dorește să facă materiale, nu dorește să vorbească despre Comănici, de ce tot susține că ea ar fi femeia fatală păi și Comănici place? Începe mai... Lasă-mă mai, băiatule, să termin, dar potolește-te! Domnișoara Cristina, să facă. Am tăcut, nu mai pot, m-am nervat, gata. Du-te afară! Nu, dacă nu-și dorește să aibă discuții și să certe codruți cu Comănici și să nu intervină Comănici, de ce de fiecare dată trebuie să menționeze ea că da, Comănici, tu mă placi pe mine, dar știi că niciodată... Dacă eu spus bărbatul tău mesaje dar pentru că de ea, să îi spun termin. Eu, îi spun eu. Dar nu vorbesc cu tine, vorbesc cu Alexandra în momentul de față. Eu, dar că tu nu ce cauți Comănici acolo? La cine te rogi? Comănici, de azi înainte, tu vorbesc cu Alexandra și eu voi vorbi cu Comănici. Mariana, ia, ce s-a întâmplat? Eu ți-am zis, știi, Alexandra, că sunt îndrăgostit de tine. Pe material, spun. Doamne, spus materialul. Dumnezeule, sunt cuvintele tale. Eu am spus ce tu mi-ai spus. Asta am repetat. Mergi în bărbat de care Alexandra e. A spus că este Alexandra și Comănici. Doamna Cristina, femeia ta e femeia fatală. Am și dovadă că asta a spus el. Nu am de ce să mint, nu spun niște lucruri. Dar poate te-a luat la mișto. Nu a fost un mișto. Atunci de ce zici că e femeia fatală dacă bărbatul e îndrăgostit? Ea spune, ea spune. Am întrebat. De niște vorbe pe care eu le-am spus la adresa lui în emisiune. După care mi-a făcut acele afirmații. Oricum eu n-am dat atât de multă impă de niște lauzi. Lasă-mă să spun să vorbesc. Nu las că i-a întrebat să răspund acum 3 luni. Păi el face asta doar cu mine și cu Codruț. Eu văd că vorbește cu toată lumea. Nu, el face doar cu mine și cu Codruț și poate să răspund. Nu te simți mai special, Alexandra? Nu mă simt mai specială, sunt lucrurile și faptele lui din emisiune. Ce nu înțeleg? Dar el a făcut lucrurile. Cu gura lui Mariana pe bune despre ce vorbim. Despre ce se... Mariana... Păi bine, Comăni și spune lucrurile astea, mi le spune mie și le spune și pe conexiune și nu mă. Și vine și mă contrazice ea. Că tu vrei și ai un dialog cu mine și vrei să vorbești și așa. Mariana... Avem o conexiune mai specială sau ce-i spus? Mariana... Tu ai o conexiune mai specială ca mine decât noi. Avem o conexiune mai specială din punct de vedere al comunicării. Am făcut o comparație cu între tine și Codruș și între mine. Bine, mai făcut comparație. Mariana, de azi înainte să nu te mai văd că mai vorbești cu ea. Ai interdicție. Dacă mai vorbești cu ea,
Nu, Mariana, du-te la loc, că m-ai enervat. Deci de azi înainte, ca să nu mai spune ea că există conexiune specială. Nu, eu am zis, el a zis, nu înțelegi. O, geloasă! El a zis, azi înainte, să nu te mai văd că intervii în discuțiile dintre ei doi. Așa, ca să... Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.